accident feroviar petrecut aseară tot în județul Galați. Un bărbat a murit după ce autoturismul pe care îl conducea a fost lovit de trenul care circula pe ruta Galați-Mărășești. Traficul în zonă a fost afectat 10 de minute. Accidentul s-a produs la intersecția străzii depozitelor din comuna Barcea, pe calea ferată. Potrivit polițiștilor, un bărbat de 51 de ani aflat la volanul unui autoturism nu a respectat semnalele acustice și luminoase în funcțiune, fiind lovit de locomotiva unui tren de persoane când circula pe ruta Galați-Mărășești. La fața locului au intervenit echipaje SMURT și de pompieri. Medicii au făcut eforturi pentru resuscitarea bărbatului în vârstă de 51 de ani, însă fără rezultat. Șoferul a decedat, iar pasagera, o femeie de 40 de ani, se află în stare gravă. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală și ucidere din culpă.